Bună ziua, dragii mei! Astăzi discutăm despre noțiuni de trigonometrie în triunghiul dreptunghic. Să facem cunoștință cu Andrei. El este Andrei. Bună, Andrei! Andrei are de rezolvat următoarea problemă. În triunghiul dreptunghic ABC, cu AU de 90 de grade, știe catetele AB de 12 cm, AC-ul de 9 cm. DE este paralelă cu AC în așa fel încât BD-ul este de 8 cm. El face următoarea rezolvare. În triunghiul ABC are DE paralel cu AC. Conform teoremei fundamentale a asemănării, obține că triunghiul BDE este asemenea cu triunghiul BAC și are șirul de rapoarte egale, BD supra BA, egal cu DE supra AC. Ce observă Andrei? Dacă inversează mezii între ei în această proporție, obține BD supra DE egal cu BA supra AC. BD și DE sunt catete în triunghiul BDE. Dacă ne raportăm la unghiul B, BD e cateta alăturată unghiului, iar DE e cateta opusă unghiului B. BA supra AC. BA și AC sunt catete în triunghiul BAC. Și dacă ne referim iarăși la unghiul B, e vorba de cateta alăturată unghiului B supra cateta opusă unghiului B. Înseamnă că aceste rapoarte au aceeași valoare pentru unghiul B, indiferent de triunghiurile în care ne încadrăm. Ce concluzie tragem? În orice triunghi dreptunghic, în care un unghi ascuțit are o măsură dată, raportul lungimilor a două laturi nu se modifică, indiferent de lungimile acestora. Ramura matematicii care studiază relația dintre elementele unui triunghi, deci dintre unghiurile, respectiv laturile triunghiului, precum și legătura dintre ele, se numește trigonometrie. În limba greacă, trigonos înseamnă triunghiular și metron înseamnă măsură. Originea trigonometriei se consideră a fi în cultura antică din Egipt, Babilon și Valea Indului, acum mai bine de 3.000 de ani. Matematicienii indieni au fost pionierii calculului algebric cu aplicații în astronomie și în trigonometrie. Într-un triunghi dreptunghic, pentru un unghi ascuțit, putem defini următoarele noțiuni trigonometrice. Deci avem triunghiul ABC, unghiul A de 90 de grade și putem defini sinusul unui unghi ascuțit alfa ca fiind cateta opusă unghiului alfa supra ipotenuză. Deci în cazul nostru concret, sinus de B va fi egal cu cateta opusă unghiului B, deci AC, supra ipotenuza BC. Iar sinus de C, cateta opusă unghiului C este AB, supra ipotenuza BC. O altă noțiune de trigonometrie este cosinusul unui unghi ascuțit într-un triunghi dreptunghic, și anume cosinus de alfa este egală cu cateta alăturată unghiului alfa supra ipotenuză. Dacă unghiul alfa este chiar unghiul B din triunghiul nostru dreptunghic ABC, atunci cosinus de B egal cu cateta alăturată unghiului B este AB supra ipotenuza BC. Iar cosinus de C va fi egal cu cateta alăturată unghiului C este AC supra ipotenuza BC. Ce știm? Că triunghiul nostru ABC este dreptunghic în A.
Asta înseamnă că celelalte două unghiuri ascuțite, B și C, sunt unghiuri complementare, adică suma lor este de 90 de grade. Cu alte cuvinte, înseamnă că unghiul C va fi egal cu 90 de grade minus măsura unghiului B. De asemenea, ce putem observa? Faptul că sinus DB este AC supra BC și este egal cu cosinus DC, tot AC supra BC. Cu alte cuvinte, sinus DB egal cu cosinus DC, dar B-ul am văzut că este 90 de grade minus C sau C-ul 90 de grade minus B și atunci înseamnă că sinus DB este egal cu cosinus de 90 de grade minus unghiul B. De sinusul unui unghi ascuțit este egal cu cosinusul complementului său. Să definim și alte două elemente de trigonometrie, și anume tangenta unui unghi ascuțit în triunghiul nostru dreptunghic ABC cu unghiul A de 90 de grade, tangenta de alfa, tangenta de un unghi ascuțit, prescurtat G alfa, este egal cu raportul dintre cateta opusă unghiului alfa supra cateta alăturată unghiului alfa. În caz concret, tangenta de B va fi egal cu cateta opusă unghiului B, AC, supra cateta alăturată unghiului B, AB. Iar tangenta de C, cateta opusă unghiului C, este vorba de AB, supra cateta alăturată AC. De asemenea, se poate defini și cotangenta unui unghi ascuțit, prescurtat CTG, și este raportul dintre cateta alăturată unghiului respectiv supra cateta opusă unghiului. Concret, cotangentă DB va fi egal cu cateta alăturată unghiului B, AB, supra cateta opusă unghiului B, este vorba de AC, și cotangentă DC va fi egal cu cateta alăturată unghiului C, AC, supra cateta opusă AB. De asemenea, observăm că tangenta unghiului B este egal cu cotangenta unghiului C. Deci, cu alte cuvinte, tangenta de B este egal cu cotangenta de 90 de grade minus C, pentru că unghiurile B și C sunt unghiuri complementare. Și de asemenea, putem observa faptul că, exact din definiție, tangenta unui unghi este inversa cotangentei sau pe dos, cotangentă de alfa este egal cu 1 pe tangentă de alfa. Putem face următoarele observații. Rapoartele care apar în definițiile funcțiilor trigonometrice sunt constante, deci depind doar de măsura unui unghi ascuțit din triunghiul dreptunghic, nu și de lungimile laturilor. Și, încă o observație, sinus de un unghi ascuțit și cosinus unui unghi ascuțit are valoarea între 0 și 1, deci subunitar. Din ce cauză? Ei, în orice triunghi dreptunghic, cateta este mai mică decât ipotenuza. Noi știm conform definiției că atât sinusul cât și cosinusul este raportul dintre o catetă și ipotenuză, deci această valoare va fi subunitară. Iată și observațiile care le-am făcut anterior, și anume faptul că, deoarece unghiurile ascuțite într-un triunghi dreptunghic sunt unghiuri complementare, avem sinus de x egal cu cosinus de 90 de grade minus x, cosinus de x e sin de 90 de grade minus x, aceleași relații sunt și pentru tangentă respectiv cotangentă, tangentă de x egal cu cotangentă de 90 de grade minus x și cotangentă de x egal cu tangentă de 90 de grade minus x.
aceeași observație care am mai făcut-o și înainte, și anume faptul că cotangentă de x egal cu 1 pe tangentă de x și, de asemenea, tangentă de x îl putem scrie ca sin de x pe cos de x. Din ce cauză? De exemplu, sinus de b, ziceam că este cateta opusă unghiului b, deci ac supra ipotenuza bc, cosinus de b e cateta alăturată unghiului b, ab supra bc, și dacă efectuăm raportul sinus de b supra cosinus de b, egal deci cu ac supra bc, știm că linia de fracție operație de împărțire, deci împărțit la ab supra bc, sau egal cu primul raport, ac supra bc, ori inversul celui de-al doilea, bc supra ab, bc cu bc se simplifică, ne rămâne ac supra ab, care nu este altcineva decât tangenta unghiului b, cateta opusă unghiului b, supra cateta alăturată acestuia. Vă propun să-l ajutăm pe Andrei în rezolvarea următoarei probleme. Se dă triunghiul dreptunghic în A, ABU se cunoaște de 30 de cm, ipotenuza BC de 34 de cm, să se arate faptul că AC-ul are 16 cm și pe urmă să se calculeze sin, cos, tangentă și cotangentă de unghiurile ascuțite B, respectiv C, folosind definițiile acestor rapoarte trigonometrice. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc succes în continuare!